La o săptămână după reluarea activității, termocentrala Mintia se oprește din nou după ce stocul de cărbune a fost epuizat. În acest context, aproape 4.000 de apartamente din Deva, școli și instituții publice rămân fără încălzire și fără apă caldă în sistem centralizat. Școlile și grădinițele sunt printre cele mai afectate pentru că nu au surse paralele de încălzire. Sunt 11 unități de învățământ care funcționează în 37 de clădiri racordate la rețeaua de termoficare a orașului Deva. Autoritățile locale spun că au făcut tot ce au putut pentru ca orașul să nu aibă de suferit, dar în zadar. Este a șaptea oară în ultima jumătate de an când termocentrala Mintia își oprește activitatea din lipsă de cărbune. Reamintim că devenii au rămas fără apă caldă și căldură și acum două săptămâni din același motiv. Termocentrala Mintia face parte din complexul energetic Hunedoara și are aproximativ 700 de angajați.